un mesaj din partea componentelor Consiliului Unirii, care sprijină Partidul Național Liberal, dar înainte de aceasta aș vrea să profit de această posibilitate și să spun că acum s-au întețit îndemnurile, între ghilimele, din partea unor persoane, din partea unora care se consideră societatea civilă, intelectuali, care pledează pentru ca să fie votați cei care au mai fost la guvernare, care sunt încă la guvernare, și în felul acesta neagă posibilitatea de a veni în Parlament și a unor forțe extraparlamentare. Vreau să le spun tuturor celor care vor apuca să privească conferința noastră de presă, lansarea Guvernului Unirii, că și aceste forțe care sunt au fost relansate prin unificarea forțelor europene, democratice, în caz contrar nu ajungeau în Parlament. Pentru că Partidul Național Liberal este partidul care în 2001, atunci când au venit comuniștii masiv la putere, din păcate, urmare a necoagulării forțelor democratice, s-a dizolvat și a fuzionat și a început un proces de coagulare a forțelor democratice care a culminat cu formarea blocului Moldova Democrată, datorită cărui fapt Filat și Deacov și alții ca ei au devenit deputați. De asemenea, Partidul Național Liberal, la 29 iulie 2009, când era foarte mare încordarea și lupta dintre comuniști și forțele pe care le-am crezut necomuniste, dar ne-am înșelat, s-a retras în favoarea partidelor cu șansă. Noi am trimis și am votat partidele care sunt astăzi în Parlament, vorbesc de partea democratică, ca să facă reforme, să ne apropie de UE, să ne apropie de România, nu să facă alte partide precum s-a întâmplat. De aceea cerem în ultima clipă, pe ultima sută de metri, partidelor care au apărut în Parlament, neintrând ca entități, cum este PAD-ul, PLR-ul, să se retragă din alegeri. Iar pe cetățeni îi chemăm să voteze Partidul Național Liberal, pentru că intrarea PNL în Parlament va conduce la formarea unei majorități parlamentare pro-europene. Neintrarea ar putea să facă problematic acest scop și în acest fel Partidul Național Liberal, intrând în Parlament, va asigura irreversibilitatea orientării europene, va asigura transparența actului parlamentar și actului de guvernare și considerăm că Partidul Național Liberal este cel mai eurointegrist dintre toate partidele și nu trebuie să marșăm pe ideea că doar partidele care sunt în Parlament, care și ele la un moment dat au obținut șansa de la oameni, doar ele trebuie să fie perpetuate la guvernare, pentru că nu sunt un partid comunist care a existat mereu la putere în perioada sovietică. Oamenii trebuie să-i taxeze pe cei care i-au înșelat și să acorde o nouă șansă partidelor curate, iar echipa Partidului Național Liberal este cea mai curată, cea mai cinstită, cea mai verticală, cea mai curajoasă și cu demnitate națională. Acum voi da citire mesajului componentelor Consiliului Unirii către națiunea română și cetățenii de toate naționalitățile din Republica Moldova. Dragi cetățeni și alegători, pe 30 noiembrie 2014, cetățenii Republicii Moldova vor vota pentru un nou Parlament. După 27 august 1991, dată istorică prin declarația de independență, 30 noiembrie 2014 va avea o importanță deosebită pentru confirmarea și consolidarea orientării euroatlantice a Republicii. Vă adresăm, stimați cetățeni și alegători, îndemnul sincer, însoțit de raționamente de ordin moral și politic, de a fi alături de noi, componentele Consiliului Unirii, ai căror reprezentanți candidează pe lista PNL, pentru a exprima în această zi un vot de încredere Partidului Național Liberal, un partid românesc autentic și consecvent în viziunile sale unioniste. Numai prin susținerea PNL vom contribui împreună la marea operă de reîntregire în anul 2018 a celor două state românești pentru integrarea astfel a Republicii Moldova în Uniunea Europeană și NATO, imperativ promovat consecvent și responsabil de Partidul Național Liberal și de alte componente ale Consiliului Unirii. În cei peste 200 de ani ai Basarabiei trecute vorba poetului
Dumitru Matkoski, prin foc și sabie, furată, trădată mereu, românii, indiferent de naționalitate, au fost exterminați, mutilați, deportați, înfometați, asupriți, supuși sărăciei, nedreptății și tăcerii. După destrămarea URSS, am sperat cu toții într-un viitor democratic și într-o viață decentă, ca în societățile europeană și americană. Din păcate, perioada post-sovietică a fost un eșec al tuturor forțelor politice de la guvernare în Republica Moldova. Nici agrarienii, nici comuniștii, socialiștii sau frontiștii, nici așa numiți democrați nu au asigurat oamenilor un trai bun. Dimpotrivă, au organizat o viață plină de chinuri și de lipsuri. Aceștia le promit tuturor în campaniile electorale mare și sarea, râuri de lapte, de pasăre cu maluri de unt. Însă ne alegem cu cel mai sărac stat din Europa, cu cele mai mici salarii, cu zone separatiste și conflicte militare, cu peste 1 milion de cetățeni plecați peste hotare, pentru a supraviețui, cu o societate dintre cele mai corupte în lume și cu o justiție rușinea rușinii, prin coparticipare la acțiuni raide și în scheme frauduloase de spălare a zeci de miliarde de dolari, cu o clasă politică oligarhică, cu o situație socială dramatică. Unii își cumpără avioane, alții nu își pot cumpăra o bicicletă, că nu au bani de transport public, care este tot mai scump. Unii se lăfăiesc în palate, iar majoritatea populației se adăpostește pe unde poate și muncește o viață pentru a-și procura o locuință. Unii conaționali cumpără produse, materiale cu mașinile, pe când alții se bat de la tomberoanele de gunoi. Aceasta este realitatea cumplită și cruntă după toate guvernările de stânga și de dreapta, inclusiv după cea cocoțată încă sus. Ele nu au guvernat în interesul statului și al societății, ci în interesul personal și al familiilor lor, în interesul clanurilor și al grupurilor de oligarhi. În actuala campanie, electoratul e prostit de aceiași actori politici, care se întrec în promisiuni și pomeni cât mai grase. Pediștii nu mai modernizează țara, ci cresc Moldova, lăsând-o la sigur tot în sărăcie. Peledemiștii, după ce tot nu au mai salvat Moldova de Voronin și nici de comuniști sau de sărăcie, mimează acum că se avântă înainte, spre un viitor neclar. Liberalii, după ce nu au votat un guvern european, s-au trezit că se doresc în NATO, fără unirea cu România, adică în calitate Republica Moldova de stat independent. Desigur, liberalii reformatorii își doresc o Moldova fără oligarhi, de parcă nu au guvernat cu aceștia la braț. Unii politicieni căzuți din tavan cred că bugetul și economia cresc prin show-uri distractive, iar Dodon se laudă că socialiștii sunt cu unicul partid în care Rusia are încredere și ne tot cheamă în Uniunea Vamală, deoarece lumea civilizată de UE ar fi pentru noi cică un dezastru. Nici bătrânul general Voronin nu rămâne în urmă cu promisiunile. Se mai vrea odată președinte în loc să se împace cu Dumnezeu și să se pocăiască. Și toate servesc un scop, de a-i minți și manipula cu obrăznicie pe alegători. Stimați cetățeni și alegători, am mai ajuns la o răscruce dintre trecut și viitor și trebuie să cântărim bine cum votăm, căci sătulul nu-l va înțelege niciodată pe flământ, iar forțele politice care au fost la guvernare și ne-au adus la sapă de lemn nu au cum să ne facă viața mai bună și nu merită de a mai fi votate pentru Parlament. În toți acești ani de falsă independență, mai mult am stagnat decât ne-am dezvoltat. Și postcomuniștii au dezamăgit. Tot răul provine de la guvernare și din cauza guvernării. A sosit momentul să declanșăm o nouă mișcare de eliberare și de renaștere națională, care să demoleze piramida politico-oligarhică. La 30 noiembrie să dăm cu toții startul și să nu mai votăm partidele parlamentare și pe cele din buzunarul lor, pentru că deja miroase greu a naftalină. Partidul Național Liberal este cea mai bună soluție pentru viitorul românilor și al alogenilor loiali, pentru că propune cea mai scurtă cale de integrare în NATO și UE, prin unire cu România. Din ziua proclamării, unirea ar însemna pentru noi toți
că devenim automat cetățeni europeni cu drepturi și libertăți depline, că viața noastră imediat s-ar schimba în bine, salarii, pensii și asistență socială la nivelul apropiat standardelor europene. Investiții și fonduri structurale considerabile pentru economie și dezvoltare regională. Noi locuri de muncă bine plătite și posibilitatea de a munci în orice țară din Uniunea Europeană. Toți. Siguranță în ziua de mâine și securitate națională garantată de NATO. Acestea nu sunt povești, stimați alegători, ci principii imuabile pentru afirmarea de unității noastre naționale și pentru refacerea unității naționale românești. Votați Partidul Național Liberal și valorile conform cărora își trăiesc viața peste 500 milioane de europeni. Votați unirea cu România, integrarea în Uniunea Europeană și NATO și veți scrie cea mai frumoasă istorie românească și europeană. Votați Partidul Național Liberal. Unirea face puterea. Semnează următoarele componente ale Consiliului Unirii în sprijinul PNL. Asociația Veteranilor de Război 1992, Tirastighina, Fundația Turnul Dezrobirii Basarabiei, Asociația Maluri de Prut, Mișcarea Național Creștină, Asociația Oamenilor de Știință, Cultură și Artă din Orhei, Mișcarea Femeilor din Moldova pentru Combaterea Sărăciei, Asociația Ziariștilor Liberi, Asociația Civică Solidaritate, Partidul Totul pentru Țară din România, Asociația Memoria Victimilor Regimului Totalitar Comunist, Fundația Dreptul și Democrația, Noua Dreaptă, România, Asociația Obștească, Centrul pentru Informare și Promovare a Securității și Artei Militare.